Bună, draga mea! Sunt Lunala! Dacă ești născută la 22 octombrie, în ziua tranziției unui semn la altul, ești extrem de intenționată și persistentă, în contrast cu reprezentanții tipice ai balanței. Combinația dintre gândire abstractă și intuiție îți oferă o înțelegere subtilă a comportamentului uman. Uneori pare emoțională și destul de misterioasă, iar alteori predomină o mentalitate științifică logică. Puterea emoțiilor se adaugă talentului tău pentru soluționarea disputelor. În ciuda caracteristicilor detașării, se naște o dorință în tine de a controla situația până la victorie. Subiecte legate de ispită, atractivitate, magnetism și seducție traversează toate aspectele vieții tale. În ciuda faptului că ești de obicei sedusă, ești capabilă să-ți pierzi capul dintr-o dorință nebună de a-ți satisface pasiunea. În orice caz, când participi la un hobby romantic, apare adesea o criză inevitabilă. Acest lucru se remarcă mai ales dacă apare un triunghi al dragostei, deoarece te poți trezi cu un sentiment de gelozie excesiv de puternic și, prin urmare, scandalos. Datorită forței tale emoționale, status quo-ul este uneori chiar încălcat. Semnul tău zodiacal aparține constelației Balanță. Semnul zodiacal Balanță este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: sofisticare, profesionalism, moderație, pluralism, elitism. Indecizia Balanței și complexitatea în luarea rapidă a deciziilor sunt legendare, dar tu te distingi prin farmec incredibil, abilități excelente pentru artele frumoase, bunătate și sensibilitate. Având o natură artistică și tandră, tu ești elegantă, sociabilă și practic lipsită de agresiune internă. Cu toate acestea, instabilitatea ta te face susceptibilă de tot felul de influențe, inclusiv negative, iar o pasiune pentru timp liber te poate duce mai departe în lene și indolență. Este indicat să eviți autocompasiunea și pasivitatea, să-ți dezvolți propriile abilități naturale, să comunici în abundență, dar să nu permiți celorlalți să te conducă. Tu ești în realitate o fiică a lui Venus, tu poți profita din plin de cele mai bune trăsături ale acestei zeițe, frumusețe și compasiune, spiritualitate și farmec. Tu te asemeni foarte mult cu simbolul semnului zodiacal, ai tendința să fluctuezi și, uneori, ești indecisă. Viața ta este determinată de influența lui Venus, astfel că principalele tale interese sunt de obicei plăcerile senzuale, iubirea de frumusețe, sociabilitatea strălucitoare. Poți fi lipsită de echilibru intern, dar tu te străduiești să armonizezi întreaga lume din jur, ești non-agresivă, îți place să joci rolul conciliatorilor, ești interesată de tot felul de arte, într-un cuvânt, tu împodobești și nobilezi viața. Tu ești foarte atrăgătoare și drăguță, tu știi să fii elegantă, extrem de spirituală, ai o dispoziție bună și ușoară. Cu toate acestea, influența zeiței Venus poate provoca și în ajunsuri corespunzătoare, o tendință spre lenea excesivă, o fascinație a plăcerilor, chiar până la punctul de a cădea în vicii. Deci, echilibrul este sarcina principală a vieții tale deoarece tu ești binecuvântată și ai toate abilitățile pentru asta. Guvernatorul tău astral este Venus. De la Venus tu iei farmecul și frumusețea. Planeta Venus este favorabilă celor care lucrează în industria frumuseții, agenții matrimoniale. Planeta ta în exil este Marte. Aceasta este responsabilă pentru lipsa de determinare, precum și pentru incertitudine. Ai o natură extraordinară. Iubești să controlezi totul și pe toată lumea. Pierderea controlului asupra situației este un motiv de stres mare. Totul depinde de starea ta de spirit. Ești caracterizată prin putere de voință, energie, lipsa abilității de a exprima emoții sau nevoia de a-ți reține constant impulsurile te afectează negativ. Optimismul, înțelepciunea, simțul umorului te fac oaspete binevenit în orice companie. O critică excesivă te împiedică să-ți faci prieteni. Tu încerci să-ți controlezi sentimentele și, prin urmare,
Nu ți este dificil să controlezi sentimentele altora, lucru pe care de regulă îl faci cu mare aplomb și maestrie. A spune că ești pur și simplu periculoasă în acest tip de relație, înseamnă să nu fii spus mare lucru. Poți avea ceva imposibil de explorat, ascunzându-te sub o înfățișare neașteptată, dar numai cei mai apropiați știu despre asta. Tu nu încerci să exprimi emoții, dimpotrivă, trezești aceste emoții în alții. Forța ta este mare, poți doar intra în cameră și poți schimba imediat energia emoțională a celor adunați. Din acest motiv, trebuie să te protejezi de șocurile inutile și nu numai de dragul altora, ci de dragul tău, pentru că poți suferi de pe urma abilităților tale. Cu toate acestea, capacitatea ta de a reacționa este mai puternică decât propria vulnerabilitate. Te poți apăra, nu numai folosind metode agresive sau defensive, dar uneori prin mai multă rezonabilitate, reținere sau atenție decât adversarul tău. Prin urmare, dacă relațiile cu tine încetează, lor le va fi dor. Apropo, tu însă-ți vei părăsi aceste relații cu o conștiință curată. Ai un spirit rebel, dar după ce rebeliunea ta s-a manifestat pe deplin, de obicei la o vârstă fragedă, s-ar putea să te simți excelent într-o nișă socială conservatoare, în jurul vârstei de 40 de ani. Dar poate că te vei gândi mult timp la modul în care ai ajuns acolo. Îți vei găsi partenerul de viață printre oamenii echilibrați care îți pot sustrage sau ignora sentimentele seducătoare. În fața unor astfel de oameni, inevitabil îți vei înclina capul și te vei supune cel puțin pur emoțional. Trebuie învățată o lecție importantă, să înveți să controlezi puterea ispitei în tine și în ceilalți, pentru a găsi în cele din urmă fericirea într-o iubire deschisă și nelimitată. Te distingi față de alți nativi din balanță prin astfel de trăsături speciale, ești atentă, corectă, sofisticată și pașnică. Ești puțin conservatoare, îți place să înțelegi din timp ce se va întâmpla în continuare și nu ești înclinată spre aventuri. Conservatorismul se manifestă și în imaginea ta, găsindu-ți propriul stil, nu îl schimbi mulți ani. Te îmbraci elegant și cu gust, dar nu respecti tendințele modei, iar extravaganța și scandalosul pentru tine sunt complet inacceptabile. Cum afectează data de 22 octombrie soarta ta? Ai o dorință de orice altceva, aerisit și efemer. În aparență, poți părea întotdeauna că-ți păstrezi emoțiile sub control. De fapt, cheia este modestia și delicatețea ta, din cauza cărora nu vrei să-i încarci pe ceilalți cu emoțiile tale. Sub aspectul tău exterior, o avalanșă încălzită de emoții face ravagii. Totuși, acest secret al pasiunii și sensibilității tale este dezvăluit chiar și celor care nu sunt deosebite de atenți, atunci când începi să ai sentimente adevărate puternice pentru cineva. Pentru a obține reciprocitatea, tu poți răsturna munții. Mai mult, dacă în astfel de momente cineva îndrăznește să stea în calea ta, atunci în astfel de cazuri, cu toată vulnerabilitatea, poți manifesta o agresivitate remarcabilă. Prima jumătate a vieții tale a fost marcată de un protest activ împotriva ordinii stabilite a mediului, transformându-se periodic în rebeliune. Cu toate acestea, terenul de luptă pentru tine se dovedește de obicei a fi sfera spirituală, ceea ce traduce o rebeliune banală în sfera opoziției sublime cu spiritualitatea omenirii. Cu toate acestea, în a doua jumătate a vieții, de regulă, intri cu un caracter puternic, temperată de dificultățile care s-au întâmplat pe drumul tău și de capacitatea de a privi cu înțelepciune ceea ce se întâmplă în jurul tău. Toate acestea îți fac treptat viața calmă și măsurată. În relațiile de viață, de familie și de dragoste, este recomandat să te ocupi doar de personalități puternice și carismatice. În caz contrar, este foarte probabil, cu tendința ta de manipulare psihologică a oamenilor apropiați, cu farmecul natural și caracterul tău puternic, să-i sfărâmi pur și simplu. O astfel de tiranie domestică este periculoasă, în primul rând, pentru tiranul însuși, deoarece îți va fi foarte dificil să te desprinzi de cercul vicios al acuzațiilor reciproce,
al șantajului psihologic și moral reciproc. De asemenea, atunci când alegi un partener, ar trebui să încerci să acorzi atenție numai candidaturilor persoanelor cu viziuni largi, numai astfel de oameni vor putea să suporte toate excentricitățile imaginabile și de neconceput, care din când în când le poți manifesta la scară necunoscută. Ești extrem de străină de estetică și de dorința de rafinament, dragoste și compatibilitate. Veselă și pasională, ești extrem de atentă la partener. Într-o uniune de dragoste cu o persoană potrivită, ești capabilă de devotament absolut. Temperamentul tău romantic și senzualitatea influențează dezvoltarea relațiilor din viața ta. O pereche excelentă poți alcătui cu reprezentanții constelațiilor Gemeni sau Vărsător. Aceste semne se înțeleg bine cu tine, sunt similare în temperament și atitudine față de viață. Astfel de relații vor fi pe termen lung, armonioase și puternice. Romanul de dragoste cu Scorpionul îți va aduce noi emoții și experiențe, dar cel mai probabil nu va dura mult timp. Cele mai mici șanse de succes în relațiile tale sunt cu Fecioara, Rac și Pești. Cu reprezentanții semnului Fecioară, nu vei găsi un limbaj comun, lipsa de teme comune va provoca iritare și nemulțumire. Racul nu se va încadra în lumea armonioasă și echilibrată ta. În ceea ce privește Peștii, vei avea exigențe uriașe asupra lor și vei încerca să îi împingi în casete, pe care natura sensibilă și vulnerabilă a peștelui nu le poate suporta. Cu celelalte semne, poți încerca, dar șansele sunt 50-50. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești foarte intenționată și persistentă. Te distingi printr-o înțelegere subtilă a psihologiei umane și a cauzelor comportamentului. Cu o intuiție subtilă, o gândire abstractă, nu întâmpini probleme de comunicare. Nu te străduiești să fii în centrul atenției, dar ești aproape întotdeauna acolo. Oamenii înșiși se simt atrași de tine. Unii vor sfaturi, alții vor doar o comunicare interesantă. Ai o natură duală. Te caracterizează emoționalitatea și logica, misterul și deschiderea. Care parte a personalității este mai activă? O decide starea ta de spirit. Ești caracterizată de o revoltă continuă. Din această cauză, poți schimba adesea locul de muncă. Cariera ta se dezvoltă, de regulă, la vârsta adultă. Obții succes într-o profesie aleasă spontan. Specialitatea scrisă pe diplomă poate fi una completă diferită. Apreciezi dreptatea. Nu tolerezi înșelăciunea. Ocupând o poziție de conducere, devii un zid de piatră pentru subordonații tăi. Sănătate și boli. Ești preocupată de aspectul tău. Prin urmare, trebuie să urmezi o dietă pentru a evita problemele de greutate și pentru a menține pielea sănătoasă. Poți cheltui multă timp și energie pentru achiziționarea de pachete ideale de dietă. Vulnerabilitatea organelor interne ale abdomenului, ale sistemului imunitar și circulator, infecțiile trebuie tratate imediat. Dacă ești activă din punct de vedere fizic, ai un metabolism crescut, așa că nu ar trebui să-ți faci griji pentru activitatea fizică. Cu toate acestea, trebuie să-ți monitorizezi în mod regulat sănătatea și să faci eforturi musculare pentru a menține atletismul natural. Deși iubești mâncarea bună și băuturile tari, ar trebui să fii atentă la excesul de produse de origine animală și zahăr și să-ți amintești de asemenea pericolele alcoolului pentru stomac, ficat și rinichi. Destinul și norocul. Universul ți-a destinat o natură liniștită și pașnică. Adori singurătatea, tăcerea. Cu adevărat te poți afirma în religie, vindecare, filozofie. Ai interes pentru misticism și ocultism? După ce ai trecut prin greutăți și obstacole în anii tinereții, îți vei tempera caracterul și vei putea obține bunăstare și fericire, trăind o viață lungă, înconjurându-te cu tot confortul. Sfaturi pentru tine. Ai tendința să-ți restrângi emoțiile, atât negative, cât și pozitive. Acest lucru afectează negativ sănătatea ta mentală. Autocontrolul dur, într-un singur moment se poate prăbuși.
Este important să previi acest lucru. Nu abuză de puterea influenței tale. Tratează-i pe alții cu amabilitate și atenție. Arată-ți sentimentele reale. Nu trebuie să controlezi întotdeauna situația. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, desigur, flori. Buchetul nu trebuie nu exagerat, trebuie doar să sublinieze harul florilor și să concentreze atenția asupra ta. Niciodată nu trebuie ca cineva să se limiteze la un singur cadou. Cea mai ideală opțiune, dacă este să cheltuie nu numai bani pentru tine, ci și timp, atunci vei lua această zi ca de vacanță. Dimineața, să fii trezită cu aroma băuturii tale preferate și cu cele mai proaspete fructe dulci. Este bine să-ți arunce câteva flori, buchetul nu contează. Apoi, după o pauză, partea oficială, cadoul. Fiind estetică prin natură, ești capabilă să apreciezi un set de miniaturi în rame de lemn, de exemplu, cu animale exotice sau peisaje ale orașelor din diferite țări. Cu cât sunt mai multe articole, cu atât este mai interesant cadoul pentru tine. Seara, o cină intimă sau recepție socială. Darul ar trebui să fie elegant. Ambalajul nu este mai puțin important decât cadoul în sine. Un set de lenjerie erotică te va surprinde și te va încânta, dar este important să știi în prealabil dimensiunea, pentru a nu ajunge într-o situație penibilă. Dacă o astfel de surpriză nu este potrivită, pijamalele de casă și papuci Mohinton sunt destul de potrivite, deoarece tu apreciezi confortul personal. Dorința ta de armonie este ceea ce trebuie să fie luat în considerare atunci când ți se alege un cadou. Dacă nu ai o situație financiară foarte bună, atunci, după ce ai primit un cadou scump, te poți simți obligată. La urma urmei, tu consideri că este de datoria ta să rambursezi în mod egal. Nu este nevoie ca cineva să te pună într-o poziție penibilă, mai ales de ziua ta. Deși, unii vor putea folosi această caracteristică în favoarea lor. O excepție ar fi invitația la un restaurant și o cină cochetă de gală pentru doi, cu homar și vin bun. Destul de ciudat, ești foarte neutră față de gadgeturile moderne, cu excepția cazului în care, desigur, este vorba despre o cameră profesională pentru o femeie fotograf. Dar atunci când ți se alege un smartphone, ar trebui să se concentreze pe noutățile mărcii pe care o folosești deja. Dintre bijuterii, vei străluci de fericire primind un set de cercei din aur și un inel cu diamante. Un colier din argint și cercei cu perle vor fi pe placul tău. Cel ce-ți oferă cadoul nu trebuie să economisească prea mult, pentru că este ușor și frumos să obțină favoarea acestei persoane inteligente și muncitoare ca tine. Tu adori darurile cu sens. Mai bine să nu ți se ofere mărunțișuri chinezești inutile. Vei accepta favorabil ca și cadou, ustensile de bucătărie, accesori, haine, obiecte interioare interesante. Doar cadourile ar trebui să fie prețioase și de marca, altfel te ai putea simți jignită. Un cadou excelent va fi o geantă din piele de înaltă calitate și cu accesorii originale. La fel de bine vei primi un portofel elegant, și este mai bine să se acorde preferință prezentărilor în culori arginții. Un sfat sincer pentru cei ce îți oferă cadouri, este mai bine să nu ți se ofere inelele. Ele ating libertatea ta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.